Vă salut și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi am făcut proba la sobă cu țeava. Știți, video trecut cu țeava pentru tiraj. Între timp am schimbat țeava din, în loc de Fi50 am băgat de Fi75. Acum i-am dat foc la sobă. Poate să și aude cum merge. Uitați, acum închid cenușarul. Și gata, s-a potolit. Acum deschid cenușarul. Uitați cum merge soba. Deci m-a făcut cineva într-un comentariu, dar apoi l-a șters, probabil a văzut cât de idiot este. M-a făcut inconștient că e periculos ce fac, că, mă rog, habarnici de ăștia care nu știu despre ce e vorba și doar își dau și ei cu părerea. Deci cu toate că m-a făcut inconștient, eu zic că am făcut o treabă foarte bună. Deci uitați rezultatul. Am închis cenușarul, deci soba nu mai are tiraj. Am deschis și uitați cât de puțin este deschis. Soba are tiraj, deschidem mai mult, merge mai bine. Deci nu am muncit degeaba. Aici va veni parchet pus. Capacul deasupra parchetului spunea că intră insecte, deci nu are cum să intre insecte, că dar să și simte cum să curent aici. Uitați, are sită și încă o grilă din asta este și afară, deci nu au cum intra insectele, că se opresc în sită. Și acum este logică să face o curățare periodică la aceste grile. Deci nu poți să spui că e periculos, că înveți oamenii să facă, să moară, să... Un habarnist. Deci nu pot să-i spun altfel, un habarnist. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi. Deci am promis că o să fac un video cu soba după ce montez țeava. Merge foarte bine. Acum urmează să amenajăm pe interior. Am luat materiale, aștept meseriașul și poate o să fac un video când va fi gata. Asta fiind spuse, vă salut și vă doresc o duminică plăcută.